Kevin Crew, please prepare for landing. Îi rugăm pe domnii din spate să ia un loc, să pună centura de siguranță, să închidă telefoanele mobile. Da. Salutare, dragi prieteni! Bine ne revedem! Bine ați revenit! Bine că ați revenit, chiar și pe căldura asta, la lumea SOPC. Cea de 146-a ediție, am zis bine, cea de 146-a ediție, cred că avem o ediție foarte interesantă, având în vedere ce speakers sunt invitați. Mai ales ultimul, vă garantez, va fi extraordinar, ultimul va fi beton, deci vă recomand să, dacă nu ați chemat toți prietenii, dați-le repede pe Facebook, pe YouTube, să vină, să se adune cu noi, pentru că o să fie foarte interesant. Vă mulțumim, cum am spus, că sunteți alături de noi. Vă recomandăm să intrați pe grupul de Facebook al lumii SOPC. Acolo, practic, se continuă discuțiile de aici, este after party-ul. E o comunitate fervecentă, o comunitate interesantă și cine nu face parte, vă recomand cu căldură să vă alăturați nouă. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și sponsorilor Conversion, mRedy, Vinescu.ro, Web Digital, două parale, Retargeting, Digital Workforce și un anunț care s-ar putea să fie de interes pentru toată lumea. Vă recomand să vă implicați cât mai mult în prezentări, preferabil nu să le întrerupeți, să le trolați, ci să contribuiți cu întrebări, cu comentarii, cu completări, pentru că Vinescu.ro pune la bătaie două sticle de vin pentru cel mai activ, să spunem, participant. Cei care se implică, cei care comentează, cei care pun întrebări, cei care ne ajută să ținem această ediție, vor primi două sticle de vin de la partenerul lumea SOPC, Vinescu.ro. Sunt eligibil și eu? Nu. Aia e. Data viitoare nu mai vreau să particip când aveți trebuie de asta. Bun. Speakerii dumneavoastră vor fi în ordinea numerelor de tricou. Alexandra Cercu, account manager de la Pre-7 Consulting. Sorin Drăghici, managing partner la Digital Workforce. Și un nume greu al digitalului care nu mai există nicio fel de introducere, Horia Neagu, CEO. Este... Bun. Cred că putem deja începe cu prima prezentare, una dintre cele mai neemotive persoane pe care am întâlnit în viața mea. Adică, da, apropo de asta... Am citit pe un curs de public speaking că sunt două posibilități. Ori să ai emoții, ori să minți. Deci... În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc celor de la Web Digital pentru că organizează aceste evenimente și pentru că mi-au făcut ocazia de a fi speaker în această seară. Eu sunt Alexandra Cercu, account manager la agenția de marketing online Pre-7 Consulting. În domeniul online am experiență de 4 ani de zile. Pe partea de industria medicală am lucrat in-house 2 ani. Prezentarea de astăzi este un pic mai generală, este adresată atât clienților, celor care dețin sau manager de clinică, cât și specialiștilor de marketing online. Sunt practic câteva etape pe care eu urmez atunci când am întâlnit un client. Sunt câteva sfaturi pe care eu le implementez și pentru care am avut rezultate bune în strategiile de marketing online. Prima întrebare pe care o adresez unui client atunci când mă întâlnesc cu el este de ce aș apela la serviciile tale medicale. În primul rând, pentru că vreau să văd dacă clientul știe de fapt ce vrea să promoveze sau care este targetul lui țintă. Din păcate, majoritatea răspunsurilor pe care le primesc au la bază avantaje. Păi, clinica mea este de 10 ani pe piața de România, am avut 10.000 de pacienți fericiți pe acum, sau da, nu mai știu, deci mai departe. Adică știu, dar sunt urăsc chestia asta cu sliderele și cu mouse-ul. Nu știu. Da, m-am dus un pic mai departe. Da, nu mai știu. Amina? Da.
În primele tot o să intru în timp. Ok, să nu mai... Asta aici. Aici e bine? Da. Da. Așa. Deci, în principiu, managerul clinic se bazează foarte mult pe avantaje. Noi trebuie să privim acest aspect din punctul de vedere al unui pacient. Care sunt beneficiile noastre? Ce dorește un pacient la noi? Ce vrea să facă atunci când intră pe site-ul nostru? Și am făcut o paralelă între avantaje și beneficii. Asta înseamnă că fiecare avantaj are un beneficiu pentru pacient. Eu am încercat să setez campaniile din punct de vedere al beneficiilor către avantaje. Să încercăm să vedem ce implică pentru pacient sau pentru user, pentru visator, avantajele pe care noi le avem. Am dat câteva exemple. Faptul că avem 10 ani experiență pe piața din România implică faptul că eu tot să am prezent la pacient în clinica ta. Sau avem trimitem rezultatele pe mail. După ce ai făcut analizele, pentru mine ca pacient implică că nu pierzi timpul clinică. Un alt lucru pe care îl iau în considerare sunt temerile. Și trebuie să recunoaștem că la medic nu mergem de plăcere, clar. Din păcate, la medic mergem atunci când avem o problemă de sănătate și e destul de complicat și de greu să alegi o clinică în care să ai încredere cu adevărat, în principiu ce recomandări. Eu încerc să văd care sunt fricile pacienților și chiar am făcut un test pe chestia asta, am întrebat oameni de ce ți este frică atunci când mergi la doctor, care sunt fricile tale. Plecând de aceste frici, am încercat să găsesc soluții. Ce aș putea eu să fac ca marketer sau tu ca client să împiedice aceste lucruri sau să vin valoarea pacientului. De exemplu, frica mea cea mai mare este că voi afla o veste frumoasă despre sănătatea mea și trebuie să nu merg. Dar am văzut că sunt site-uri care au funcția de a întreba un doctor, fix să-și întreabă un doctor.ro. Dar atunci când ai implementat în site o funcție de a vorbi cu un medic specialist pe problema ta, crește încrederea ta ca user. Asta o dată. Doi, medicii în principiu te recomandă să nu cauți pe Google. Pentru că atunci când ai o problemă, da. Asta fac medicii. Nu mai citi pe Google, te rog, închide-te, tu sună-mă sau vino, pentru că tu simplu ai o migrenă, să spunem constant, ai intrat pe Google, după două ore de search, cu siguranță mâine mor. Sau cu siguranță ai o problemă gravă de sănătate și abia atunci te gândesc deja doctor. Mai nimic, o problemă. O altă frică este că pierzi mulți bani, pentru că pleci pentru un consult și stați că de la un consult mai avem, am făcut câteva investigații, care sunt costuri în plus. Și atunci am putea veni cu niște pachete personalizate. Asta înseamnă, vină, vedem ce ai și trebuie un discount să facem un pachet pentru tine. Pierdem mult timp, aici am putea veni cu o garanție. Și recomand chestia asta, sunt în unele cazuri cu care chiar se întâmplă. Nu vrem să pierdem timp, mai ales la doctor și aici mă refer pe faptul că aștepți să vin la control. O garanție ar putea fi, noi îți garantăm că dacă tu aștepți mai mult timp, atunci îți oferim ceva, un discount, și bineînțeles, probleme de sănătate, toată de din timp, nu mai sunt probleme. Asta ar trebui... Nu mai funcționează din asta. Mulțumesc. Mulțumesc. I fix it. Ce-ați făcut mai aici? Aici? Da, aici. Da. Un alt lucru care este important sunt ofertele. Și atunci când setăm o campanie și mai ales strategii de marketing, bineînțeles, devin cruți la oferte. La două oferte, două lucruri vreau să puntez și mi se pare importante. În primul rând, chiar țineți de traiul unei oferte. Am văzut cazuri în care o clinică a făcut o ofertă timp de o săptămână și la o lună aceeași ofertă, la fel timp de o săptămână. Cu cât repetăm, zi o altă soluție să fac chestia asta. Oricum, vorbeam de oferte. Primul lucru este să chiar să ținem oferta.
și a doilea, adică să ținem deadline-ul, că avem oferte, să o facem de un timp limitat, să ne ținem de cuvânt, să, să câștigăm încrederea userilor. Și a doilea, aici, da. Și a doilea lucru pe care eu încerc să găsesc sunt ofertele unice. Asta înseamnă că noi, ca clinică sau ca specialist care lucrăm pentru o clinică, ar trebui să găsim niște oferte pentru a ne diferenția de competitorii noștri, mai ales în online. Faptul că avem discounturi, avem și noi, au și restul. Faptul că noi avem abonamente, peste tot abonamente. Ar trebui să ne gândim la niște oferte unice cu care să ne diferențiem de restul, mai ales în campanie. Am dat câteva exemple. Una, de exemplu, ar fi un SMS singur la doctor. Eu, de exemplu, nu merg. Din ce până face să fie cineva când ies la un control sau vreau un polul, să trebuie să fie acolo lângă el. Și ar putea fi o ofertă, vină cu încă cineva și primești un discount sau primiți un discount. O altă idee, pe familia contează pentru tine, să fie abonamentul de familie. Sunt, există, dar sunt făcute separat. Oferte pentru copii și oferte pentru adulți. Nu sunt ca pachet pentru întreaga familie. Iar un alt lucru, fără cadou în serviciu medical. Mulți nu merg din cauza fricii despre care vorbeam, au control, dar poți oferi un card cadou în care să cumperi un consult, prepaid. Există la altul care Gina Maria un astfel de card. Ai posibilitatea să cumperi unul de 300 sau 500 de lei, dar poate vrei ceva personal, vrei un anumit control sau vrei altceva mai ieftin. Să spunem că atunci toată lumea își permite să cumpere un cadou 300 de lei. Deci ofertele unice. Aici nu se există foarte mult, nu se mai mult partea ta, ia de content. Pe partea de online, de on-page, de fapt, vorbiți pe limba userilor și a vizitatorilor. Încercați, explicați termeni de specialitate, folosiți un dicționar medical, în cazul în care nu aveți, este bine să îl implementați. Prezentați cazuri clinice. La capitolul de blog aș opta pentru educarea userilor. Articolele să fie cumva educaționale. Asta pentru că frica de doctor o avem pe toți deși este mici. Nu minte că ar merge la doctor și să facă o injecție. Deci, aici cu blogul, oamenii nu merg pe plăcere sau că trebuie la medic. Nu sunt educați să-și facă un control anual, să depisteze din timp o problemă de sănătate pe care o tratează. Și aici ar fi și partea de costuri. Mai bine dai un preț pe un consult și previi o boală sau tratezi mai ieftin, decât să ajungi în ultimul stadiu. Un alt important, un lucru important în on-page este paginile cu medicii separați și optimizate. Asta pentru că sunt mulți useri care caută direct medicul. Nu găsim o recomandări. Când recomandăm o clinică, recomandăm și medicul la care noi am fost. Și atunci căutările pe numele medicilor cresc. Și e bine să avem o pagină optimizată cu medicii. Un lucru foarte, foarte important, mai ales în domeniul medical, sunt recomandări. Majoritatea pacienților noi vin într-o clinică din urma unei recomandări. Așa se întâmplă și pe online și ne referim la testimoniale. Încercați să nu transformați testimonialele în reclame. Eu vă spun de experiență că am încercat să fac și am fost prinsă, să zic așa. Asta pentru că atunci când inventăm testimoniale, nu suntem empatici cu problema pe care a avut un pacient. Se poate diferenția foarte ușor un review scris cu un pacient care chiar a avut o problemă de sănătate din detalii. A scris unde a fost, cu cine s-a întâlnit, cât timp a stat. Am și o întrebare. Poți să te rog? Da. Deja te-am întrebat. Da. Poți să detaliezi un pic mai mult partea asta, cum adică transforma testimoniale în reclame, în sensul că nu construim testimoniale false. Da. Deci, în primul rând, da. Nu pune un specialist să scrie testimoniale sau copywriter. Va se va fi de toată lumea. Pentru că testimonialele scrise fals sună ceva de genul. Am fost la clinica respectivă, sunt cei mai tari din piață, au super, super oferte, sunt servicii de calitate și practic n-am spus nimic. De când un review scris real, este, m-am dat exemplu, atunci când scrie am fost, m-am întâlnit cu tipa de la fost, am stat 5 minute, am intrat, am văzut doctorul, am avut problema respectivă, mai ales în domeniul medical, oamenii chiar sunt problemele cu formul ăsta. Ok, am înțeles. Înțeleg că asta e problemă de conținut, dar de ce să nu transform într-o reclamă? Pentru că ea
Este un fel de reclamă, dar nu atunci când o faci tu. Nu tu ca persoană, să-ți lași să fie natural chestia asta, să fie review-urile extensiv și altă când există, adică am dat exemplu de identitate. Să nu promovezi reclamă. Da. Nu. Da. Să promovezi reclamă. Nu. Îți dau exemplu. Sunt patru metode de a face un review, de a avea un review. Scrise audio, video, ar fi cel mai important de a avea un impact mai mare, asta dacă putem lua review-uri video din partea pacienților, ar fi perfect. Și screenshot-urile. De exemplu, la noi în clinică aveam un formular la sfârșit. Când oamenii determinau tratamentul, noi îi rugam să completeze. Și în principiu nu copiam acele review-uri, le făceam screenshot cu poze și le postam. Ca să se înțeleagă chiar este vorba despre părerea pacientului și nu am scris noi. Dar aici, asta este singurul lucru pe care vreau să completeze, este să scrieți, să lăsați review-urile să fie naturale. Din partea pacienților. Nu din partea ta, Ionuț. Dacă nu ești pacient. Aș fi vrut să adaug ceva la remarca lui. Cred că poți să nu filtrezi testimonialele și să fii mult mai realistic. Să lași un fel testimoniale negative sau pozitive, să nu le filtrezi, să nu le transformi în reclamă și să fii cu totul. Revenim la chestia cu testimonialele. În cazul meu, într-un in-house în clinică, conversia mea însemna numărul de pacienți noi veniți pe lună. Și traseul vizitatorilor, practic, veneam de pe website, făceam un call to action, în principiu o programare online, un chat, îmi dau telefonul în clinică, vorbeau cu cei de la front desk și apoi beneficiam de serviciu. Am încercat să văd unde pierd pacienți și care este motivul. În cazul în care pierdeam sau nu, ajungeam la potențialul de pacienți pe care îmi doream să-i aduc. Și dacă veneau cei care veneau, de ce vin? Care este motivul pentru care au ales clinica pe care eu o promovez? Am făcut un research pe chestia dacă unde pierde pacienți sau de ce nu vrei să vii și am primit cam aceste trei răspunsuri. Că nu sunt lămurit la telefon, când dau telefon la clinică, nu sunt lămurit și atunci prefer să nu mai revin și puteam oferi informații clare, dar asta nu ține de noi ca specialiști, ține și din clinică clinică. Nu găsește ce caută pe site, acela poate analiza structura site-ului și o să vorbesc în ultima parte despre cum știu asta, sau este rușine să sune. Și am făcut un test, am scos de pe site formularul de contact și chat-ul, inclusiv programarea online, am lăsat doar numărul de telefon să văd ce se întâmplă. Normal, numărul de telefoane clinică era foarte mic. Am stat 2 săptămâni să văd cum funcționează, iar după 2 săptămâni am pus din nou pe site chat și contact form și programarea online și numărul de telefon a crescut, dar mail-urile au avut o creștere foarte mare. Asta pentru că atunci când vorbim despre probleme de sănătate, este mult mai ușor să scriu sau să vorbim în scris cu o persoană, că se sună. Apropo de asta, un chestionar în clinică, ca să pot să fac un tracking pe persoanele care vin în clinică și sunt pacienți noi de pe internet, aveam un formular pe care îl ofeream pacienților să completeze, iar mai multe întrebări era de unde știți de noi, de pe Google, de pe Facebook, de la prieteni, de la familie, și la fel și la plecare ceream feedback. Și aia m-am luat o întrebare ca să vedem ce părere au pacienții despre website-ul nostru, cum s-a părut, s-a părut cum să intrați, să dați o părere reală despre cum se pare platformul noastră online. Iar la sfârșit, ultimul sfat pe care l-am este să facem follow-up. Pur și simplu putem folosi acest lucru într-o campanie de marketing online, de mail marketing. Trimiteți un mesaj pacienților vechi. Asta pentru că pacienții vechi pot fi o sursă bună de la ceilalți pacienți, prin recomandare. Cu cât noi avem o relație apropiată cu pacienții pe care i-am avut deja, poate șansele ca ei să ne recomande mai departe cresc. Și follow-up-ul asta face. Ne ajută pur și simplu să ne convingem să ori să mai vină pentru un alt serviciu, ori să ne recomande. În cazul că la Slide cei care dintre își făceau și făceau un zâmbet mult mai frumos, mesajul suna ceva de genul nu uita să zâmbești, ai un zâmbet frumos. Adică la clinica am așa, practic minții. A, și mai am o parte în care vă mulțumesc.
Da, am spus formularul și chat, mai ales programarea online, deci zic că în principiu la mail-ul jumătate de an, intra, cel puțin am spus foarte mult de mail de la 200 pe zi și telefoanele la fel. Și când am pus din nou, am primit iar același număr de mail-uri pe care l-am înainte. Și atunci am făcut o comparație și mi-am dat seama că funcționează foarte mult la forma de programare online și de chat. Ai vorbit foarte mult despre top of the funnel în achiziția de clienți noi. Foarte puțin despre ce se întâmplă după ce trece de Frontdesk. Mi se pare, mie, sau nu este foarte integrată, sau nu este suficient integrat, sau nu ai atins tu subiectul? Nu am vrut să ating subiectul, adică tranziția pacientului este de pe site, da, facem un conferință de un telefon, un mail, vorbește cu cei de la Frontdesk și apoi vin în că să aibă un tratament. Vorbeam de partea de online, de content. Nu vorbeam de ce se întâmplă în spatele ghișeului, ci în echivalentul CRM-ului sau echivalentul unui sistem integrat de comunicare. Este de genul ăsta. Adică, mi s-a făcut... Nu, la partea de relație cu pacientul. Mm-hmm. Ai spus doar că să trimiți un email de follow-up, care intrune poate ținut separat. Da. Dar un sistem de monitorizare și de... echivalentul CRM-ului, care mm-hmm. se întâmplă în partea asta. Nu m-am testat un sistem integrat în site pentru a avea funcția de a ține relația cu clientul aproape. Ulterior. Și, da. Asta o întrebare una, a doua. Există comunități de suport, comunități de suport legate de anumite probleme de sănătate sau comunități de suport legate de stiluri de viață. Nu ți se pare că sunt surse foarte bune de content real? Comunități de suport pe boli cronice sau pe boli articolele sunt, articolele sunt create de tine. Forumul. Ok, forumul, da, ar putea fi o parte de comunitate de suport. Rolul comunității de suport la nivel de forumuri, îl recomanzi? Sau? Da, era la un dat în prezentare, nu vreau să fac o pe chestia asta. Am încercat să fac o prezentare generală, nu puteva să fac sfatul probleme de care m-am lovit. Nu am intrat în detaliu despre marketing online sau SEO, numai decât. Bun, mulțumesc. Nu, era... O să urmeze. Aș mai avea o întrebare. Una izvorită de interes personal. Ai menționat că unul din sfaturi ar fi să îi încurajăm pe oameni să-și învingă teama de doctor. Sau să zicem în cazul meu, reținerea de a merge la doctor. Ne-ai putea da câteva detalii legate de, nu știu, filozofia din spatele acestui proces? Cum faceți chestia asta? Da, vreau să vorbim chestia cu teama de doctor. El ține foarte mult vorba despre educația omului până la urmă. Și mie este frică de doctor și sănătatea este un subiect sensibil pentru toată lumea. Dar noi am încercat să promovăm foarte mult partea în care tratarea unei boli din timp sau depistarea unei boli din timp este mult mai eficient decât atunci când vii deja foarte bolnav și mai ai ce să ți întâmple. Medicul meu pe românește spunea ceva de genul. Vino acum când pot să fac ceva pentru tine decât mai târziu când nu am soluție decât să te tai. Asta o dată. Și doi, poate de costuri, la fel. Prefer să fac un consult sau încercat să promovăm chestia asta. Fă-ți un consult la un preț ok și atunci urmezi un tratament dacă ai ceva, dacă nu, ești liniștit, decât să ajungi să ai niște probleme de sănătate avansate. Costurile vor fi mult mai mari și, bineînțeles, se vorbea sănătatea ta, adică trebuie să ai grijă de tine, tăi, ca să poți să faci ceva. E o chestie sensibilă. Am încercat să învăm la partea sensibilă a omului. Vorbim de sănătate și niște oameni la urmă oameni. Asta am încercat să fac. Mai am o întrebare. Da, eu. Dar poți să vorbești așa.
Ai făcut 3 teste și cel de pe linia 2 a avut un rezultat interesant care a ridicat întrebare, nu mi-l amintesc. Dar a avut un rezultat interesant și a spus că ne spui după aia. De când a fost formularul de contact și programarea online? Da. Nu am întrebarea asta, nu? Nu am la aceeași întrebare te referi? Dacă puteți să dai puțin înapoi la slide-ul respectiv. Nu găsești ce caută pe site. Nu găsești ce caută pe site. Da, aici nu la fel. Răspunsurile au fost... Da, nu, nu, cred că e ok să vezi așa. Da, nu se aude. Nu am găsit foarte multe detalii. Este vorba practic de tot optimizarea on-page a site-ului. Și deci putem să vorbim despre asta, dar nu e încă nu-i domeniul meu. Nu am vrut să introduc asta în prezentarea mea. Mesajele oamenilor care îmi scriau de-am ajuns la acest răspuns, faptul că nu găsesc ce caută, erau ceva de genul. Am intrat, am dat search pe un cuvânt și nu am găsit, am ieșit. Mi-am dorit, din cauza că sunt niște răspunsuri foarte specifice și eu nu am găsit exact ce caut. De exemplu, la capitolul prețuri. Pagina de prețuri nu este optimizată, este lungă de sus până jos și caută pe tic acolo, că normal nu ai chef și ți iese de pe site. Deci sunt niște detalii de optimizare a site-ului și de cât de eficient este site-ul pentru ca omul să ajungă într-un timp util maxim 3 clicuri la ceea ce își dorește. Întrebarea era cum ai aflat feedback-ul. Feedback-ul, am zis mai devreme, în chestionar. Îi rugam să intre pe site și să-mi dea un feedback în scris. Asta o dată și doi în chestionar era o întrebare de unde știți de noi, de pe site, de pe Facebook, de pe Google. În cazul în care ei scriau de pe site, cum vi s-a părut? Și atunci ei îmi scriau de bine sau de rău. Mulțumim mult de tot, Alexandra. Sincer, nu sunt convins că o să îmi doresc mai mult să merg la doctor. Argumentele tale au fost foarte solide, dar asta cu teama e o chestiune destul de adâncă rădăcinată și nu, pentru unii e teamă, la mine e bineînțeles o reținere, nu e o teamă propriu-zisă. Pentru alții e o teamă. Dar este într-adevăr ceva de reținut din prezentarea Alexandrei pentru toată lumea, este că e foarte important să încercăm să gândim userul în termen de user journey, adică în ideea că el are un parcurs la noi pe site, are niște obiective, caută ceva și e bine să gestionăm acest parcurs, acest itinerariu al lui, de la început până la sfârșit. Nu să găsim soluții punctuale, nu mai am unde să-mi pun box-ul ăsta, nu mai am unde să-mi pun, bagă-și tu undeva în footer, bagă-și tu undeva în site, lasă că e acolo, ci să gândim site-ul ca pe o unealtă de satisfacție a clientului. Și cu cât ne îndepărtăm mai mult de acest concept și ne apropiem de ideea de site-ul e un loc unde comunicăm foarte mult garbage cu clientul, bagă tot ce poți de la PR, de la marketing, la ce vrei, cu atât mai puțin probabil este ca site-ul nostru să-și îndeplinească obiectivul. Și mulțumim, Alexandra, pentru prezentare. Urmează Sorin Drăghici, managing partner Digital Workforce. Am să țin și o prezentare, un studiu de caz despre o clinică stomatologică. Dar înainte să încep prezentarea, aș vrea să știu sală cât sunt din agenții și cât sunt de la client. Prima dată să ridicăm de sus agențiile. Ok, și de la client. 1, 2, 2. Ok. 3. Numele meu este Sorin Drăghici, cum spunea și Horia, sunt managing partner la Digital Workforce. Gestionăm 70 de campanii SEO pentru clienți din România, monitorizăm 45.000 de cuvinte cheie, iar 3 din 4 clienți le depășim obiectivele pe care le propunem. Cum vă spuneam, o să vă prezint un studiu de caz la o clinică de stomatologie care dorește să apară pe prima pagină în Google. Primul pas. Pe prima pagină. Pe prima pagină.
să zicem. Da? Ok, asta este un mit cu prima pagină. Și o să vedem în slide-ul următor. Primul pas pentru a afla potențialul unei piețe este să identificăm topicurile relevante pentru client și să le prioritizăm. Noi, în cadrul DVF, când ne întâlnim cu un client, încercăm să înțelegem foarte bine business-ul. Punem foarte multe întrebări, încercăm să înțelegem de unde face el bani, câți bani face din aparat dentar, cât bani face dintr-o extracție și încercăm să prioritizăm planul de acțiuni, astfel încât revenue-ul clinicii să fie cât mai mare și cât mai repede. După ce identificăm topicurile, facem un key research pe fiecare topic în parte. Folosim acele instrumente din dreapta. În luna ianuarie, colegul meu, Mihai, a ținut o prezentare despre unelte pe care noi, la DVF, le folosim pentru keyword research și nu numai. Și identificăm cuvinte cheie cu care populăm fiecare topic în parte. La final, după ce facem acest keyword research, puneți un raport de genul. Pentru implantologie am identificat 17 moduri în care oamenii caută să se informeze pe Google despre acest topic și în total aceste 17 cuvinte cheie au 22.270 de căutări. Spunea Alexandra mai devreme că este important să luăm în calcul și numele medicilor, da? Și să optimizăm site-ul. Aici am făcut un topic care am zis medici ORM, unde sunt 16 variații ale medicilor, sau 16 nume de medici, pe care le avem în vedere în campania de SEO, astfel încât numele acestor medici cu profilul din site să apară în prima pagină. Tot pe aceste topicuri sunt, putem să le prioritizăm fie în funcție de care sunt mai profitabile sau care targetează clientul într-o fază mai inițială sau putem să targetăm unde valoarea unui client este mai mare. Da? Dar putem să le prioritizăm și după volumul de căutări. Care sunt cele mai căutate? Ne îndreptăm planul de acțiuni către acel topic. Pe stomatologie am făcut o analiză internă. Am identificat 24 de topicuri pe care le-am populat cu 288 de cuvinte cheie pe care noi le-am considerat relevante pe aceste topicuri. Ceea ce a rezultat a fost o piață de 1.121.000 de căutări anuale. Această piață în stomatologie, ca și volum de căutări, are această sezonalitate. Observăm cum luna ianuarie oamenii se gândesc să se ducă la doctor. Hoi. Nu. Ok. În ianuarie. Ok. Pe această piață de căutări, putem să, care au legătură cu domeniul de stomatologie, putem să observăm practic, Google ne pune la dispoziție ultimele 24 de luni, ca și volum de căutări, pe aceste 288 de cuvinte. Și putem să observăm că de la 2014 la 2015, practic, a fost o creștere de 17,77%, iar 2015 față de 2016, o creștere de încă 13,53%. Un alt insight foarte interesant este că mobilul a depășit căutările după desktop și tablete. Am ajuns la 54,7% pe acest pool de cuvinte cheie pe care am făcut analiză. După ce am identificat piața și potențialul, ne propunem în următoarea perioadă de timp să atingem un obiectiv. Pe cele 288 de cuvinte cheie verificăm fiecare poziție pe fiecare cuvânt cheie în parte și calculăm gradul de vizibilitate. Despre vizibilitate am mai vorbit și la prezentarea din luna martie. Și vă spun acum în câteva cuvinte. Spre exemplu, dacă am 100.000 de căutări și am un cuvânt cheie care are 1.000 de căutări și îl duc în primele 3 poziții,
practic am 1% vizibilitate. Da? Acest site pe piața de 1.200.000 de căutări anuale avea deja o vizibilitate calculată de 8%. Iar obiectivul pe care l-am setat, ca în 18 luni să ajungem la o vizibilitate de 70%. Ce înseamnă acest lucru? Site-ul cu vizibilitatea de 8% în următoarele 18 luni, fără efortul de SEO, ar fi atras un trafic de 12.200 de vizite. Cu efortul de SEO și creând conținut, punând site-ul la punct și crescând vizibilitatea gradual, mai atrage un trafic adițional de aproape 80.000 de vizite, ajungând în total în cele 18 luni la 90.000 de vizite. Ce vedeți acolo la AdWords Value este practic valoarea traficului adițional, calculat pe o medie ponderată a costului mediu pe click. Ceea ce înseamnă că atrăgând acest trafic pe site, clientul economisește $54.000. Da. Este economia pe care clientul o face la AdWords. Ia mă-ți. Adică tot mai trebuie să dați o valoare, pentru ce costă? Pe de o parte, da. Este logic și natural să fie așa. Părerea mea este, adică e clar că valoarea care e acolo e tot valoarea statistică precedentă. Exact. E bazată pe... felicitațiile care au avut-o în trecut și o medie e greu de făcut, dar e frumos că există o cifră. E important să există o cifră care să raporte. Chiar dacă... Dar ce pe ce va crește? Da, da, da. Și va fi mai mare valoare respectivă. Da. Ce spui, e corect, așa, dar numai cu alte scopuri, traficul care nu e complet relevant pentru site respectiv, va crește artificial mai mult și după care... Aici vorbim de trafic organic non-brand venite pe cuvintele cheie, pe cele 288 de cuvinte care le-am targetat. Deci, e plus unul, clar, ok, perfect. Numai 4 poziții sunt toate de Google, prime. O să facă SEO, să stai în cap? Imediat, ajungem și acolo. Adică de azi. Noi am făcut acest podcast și ne-am propus să creștem viitoare de la 8%, 10%, 11%, 13% și am pe volumul de căutări, pe, aici avem, practic pe galben, avem forecast-ul pe care l-am făcut și apoi în dreapta avem rezultatele pe care le-am realizat. Da? Fără efortul de SEO ar fi atras pe site 8.000 de vizite. Dar nu erau landing page-uri, adică nu avea cum să crească traficul natural. Noi estimasem că numai procesului de optimizare atragem 31.000 de vizite, conform graficului. Am avut surpriza să atragem 43.000 de vizite organice pe cuvintele cheie pe care le-am targetat în campania de organic. Ceea ce înseamnă că cele 43.000 de vizite, adică în primele 12 luni, clientul a făcut o economie de $19.000. Și acum are un site care în fiecare lună generează în jur de 7.500 de vizite, care înseamnă $3.000 economie. În contextul în care clientul respectiv nu ar fi evatat, oricum traficul respectiv, pentru că n-ar fi fost vizibil prin AdWords oricum, adică în contextul în care el ar fi avut un buget limitat pe care l-ar fi investit pe AdWords și ar fi absorbit maximul de traficul pe care a pus la soară, da. Evident, în contextul respectiv a beneficiat de e corect la ceva, okay. Dar mers un pic, adică eu acum vorbesc din perspectiva specialistului, evident că clientul, care e doi acolo, bine, clientul care se lege, na, e ok, dar vreau să spun că, na, acuratețea informației în sine, nu e chiar de 90%. Ok, dar important e să perceapă valoarea. Exact. Da? Că acum este plus 10-15% sau minus, da? Important e să vadă valoarea în comparație cu traficul care l-ar fi putut atrage din campanie. Exact, așa e corect. L-ar fi putut atrage dacă ar fi investit banii respectivi. Da. Și acum mai e o chestie. Dacă competitorul meu s-a apucat acum să fie la același nivel cu mine, trebuie să bage 3.000. Asta e mai corect de spus.
fapt, problema așa s-ar putea fi mai pozitivă, dacă, exact, așa e mai corect decât dacă pe el ar fi câștigat. A economisit, am zis, nu alții ar câștiga. A economisit în bugetul de marketing 20.000. Da. Ok. Nu vreau, adică nu înțelege că sunt trebătași, dar vreau să... Câți a plătit pentru agenție? Hai că spun la final. A plătit de fort, evident. A plătit bine. Ok. Practic, într-o piață de 1,1 milioane de căutări, da? A atras un camin de 400.000. Practic, are un, dacă îi spunem așa, un market share sau un cașet procent, practic, de 3,85%. Probabil dacă ar fi făcut AdWords, potențialul ar fi fost mult mai mare datorită poziționării mai sus. Da? Probabil, sigur. Depinde de buget, depinde de buget, depinde cât share ar fi luat din impresii și apoi cât... Da, corect, eu vreau să încerc să lucrăm împreună, deci chiar din adică pe SEO. Da, adică din toată piața, atât a atras el cu investiția făcută, da? În anul 2, pentru că creșterea a fost progresivă, a fost până aici și acum pleacă de aici încolo. Plus că o să mai avem de-a face cu o creștere procentuală în vizibilitate, dar plecăm de la un anumit... În anul 2, piața, cum am văzut în slide-ul de mai devreme, ea crește cu 15%, adică fiind aceleași 288 de cuvinte cheie, fiind vizibil pe ele, la anul o să fie căutat mai mult cu 15%. Da? Pe acest fond, și pe fondul creșterii vizibilității, o să atragem un trafic de 87.600 în curs, adică practic o dublare a graficului, ceea ce înseamnă un market share de 6,75% din total căutări. Cine clientul ăsta așa mare? Un client. E una cele mai mari clienți de stomă. Stomatologie. Care? Hai să spunem cea mai vizibilă pe organic. Ok. Practic, acum revenim la rata de conversie. Din 43.000 de vizite, a avut un conversion rate de 4,84. Adică a avut 2095 de conversii. Este important să înțelegem business-ul clientului. Să înțelegem câte telefoane au primit în clinică, câți au venit la prima vizită, câți au devenit clienți fidele ai clinicii, care este valoarea unui client lifetime revenue, care este procentul clienților care vin prin recomandare și ai să calculeze un net promotion score, să vadă câți au recomandat din ei, câți s-au abonat la newsletter și așa mai departe. Înțelegând întreg business-ul clientului, putem apoi să vedem că la client, dacă spun, îi aduc 43.000 de vizite, el nu știe ce înseamnă chestia asta. Știi că să vorbești cu el în bani. Hai să vedem 43.000 de vizite, câți bani înseamnă asta pentru tine. Și am făcut aici un cam cât valorează traficul respectiv în bani. Plecând de la o piață de 1,1 milioane căutări, atrăgând un trafic de 3,85% pe site, înseamnă 43.000 de vizitatori în brand, atenție, care ei nu au apetitul dezvoltat pentru un brand. Ei caută implant dentar. Nu știu. De dentistei, nu știu de... Da? Ok. Au fost atâtea lead-uri. La prima vizită, din numărul de lead-uri, au ajuns 377 și aici, parcă s-a încasat doar la prima vizită, 10.000 de euro. Aproape 10.000 de euro. Apoi au devenit clienți. 30%, 113. Valoarea unui client este de 4.500 de lei. Da? Nu s-a mai încasat încă atât. Iar apoi, din cei 113, fiecare client în medie recomandă la 2. Adică mai aduc 2. Cam așa funcționează în domeniul ăsta. Și asta înseamnă 85.000 plus cât mai culege de acolo, de la încă 250. Da? Cam asta a fost, cam asta este potențialul.
Mai zi-o la când am auzit. Le-au trecuit ei, integru. De la care de la lead-uri, deci din lead-uri, la prima vizită, 18,50, acel. Inclusiv la lead-uri, de la traficul pe site, la lead-uri, cum ați trecut? Câte telefoane au fost? Câte mail-uri, câte... Au venit în raportul, CRM, clinică? Așa ați comparat altele, de ce? Numărul de trafic versus lead-uri. Overall, o vă rog, da. Din, nu o vă rog, din canalul de SEO, din Google Organic. Doar organic. Doar organic. AdWords nu face. După ce a salvat 20.000. Încă. Bună, da. Sorin, după ce a salvat 20.000 pe anul, normal că nu mai face AdWords. Dar poate face YouTube, știi? Și Facebook, cum faci legătura de la clientul care ți-a ajuns organic pe site la client care a sunat? Clientul îți ajută pe site, vede numărul aumentat, spune și vreau și o programare. Poți să faci mai multe lucruri. Câți de aici știu, îi fac puțin reclamă lui Vasile, de call tracking. Da? Ok. Să spun și pentru ceilalți cum funcționează. Practic se alocă 10 numere, 20 de numere de la Orange, numere sau Vodafone, numere diferite și când vine din canalul SEO, afișez numărul cu 01, când vine din email marketing cu 02, când vine din PPC, din 03. Da? Și apoi poți să vezi câte apeluri au fost pe fiecare număr de telefon, ba chiar nu poți să le și asculti. Retroactiv. Prima parte, mai e cu Twilio. Cu? Twilio, un serviciu dedicat, unde poți să primi un număr cu redirect, cu Google-ul, și Google-ul, da. Foarte cu forul din number. Dar bine, acum la Google e mai amestecat. Dar varianta Twilio este excelentă, vă recomand. Asta cu 6 numere mai centrale. Da, e mai e și puțin costă. Cât costă? Twilio e cu abonament, e software as a service. După aia ai minute, ai prețul minus, dar acum n-am. Și la 2000 de apeluri, îți dai seama, că sumă, adică... Ok. Mai spui o dată... Twilio. Și scriptare. Și cine? Scriptare. Da. Și cum arată? Ei, numere, totul nu mai știe nimeni ce e numărul. Dar nu se face, nu de România. Numere de România, cu 07. Noi cu 7, nu știu cu 7. Cu ce? Au numere de România, dar nu da. Să nu-ți dea un număr. 03, 02, nu 0, da, ceva. Am și numere. Poate 03. 03. Da, 03. Dar este foarte ok. Dar bine, asta e varianta, mai e și client ID, adică cu user ID, știi? Poți să faci tracking în funcție de, da, bine, nu neapărat din perspectiva ca analizei apelurilor, ci mai degrabă din perspectiva transformării lor în client și urmăririi valorii pe client, valoarea pe care, adică acolo mai degrabă, fără să capte de din statistică, ci la fel ca la poker, de exemplu. Born, poker. Atunci când intri cu e-mailul și pentru că te-a registrat pe e-mailul tău și e-mailul respectiv are legătură cu tine, când ai fost logat și te-ai conectat odată pe acolo, și s-a trebuit pe practic vizita respectivă către e-mailul respectiv. Dar nu e care e-mail, nu e e-mail. E un pot. E foarte șmecher. Am înțeles. Mai sunt întrebări? Mai sunt întrebări. Mai degrabă aș fi interesat de cum ați analizat dacă a fost extrapolare statistică sau chiar au fost recomandările integrate în CRM-ul lor, adică dacă cineva care a provenit... Nu, statistic. De aici... Poți să ne spui pe ce perioadă au făcut SEO? Un an. David, ca cum era cu YouTube, nu? Cum la YouTube erau bonus.
Are rost să te întreb de buget? Are rost să te întreb de buget? Nu știu, 1500. Pe lună. Timp de 3 ani? Da. Un an. 14 luni. E rău. Delpe? Și am căutat acolo. Din România, stai, mai departe. Din România, România. Din București. Foarte tare. Ok, vă mulțumesc. Mulțumesc, Sorin, cea mai controversată prezentare până acum. Stai să vină altă. Doar să vină altă pe a mea, exact. Vă mai spun un lucru, înainte să luăm pauză. E postulată prezentarea? Dacă v-a plăcut și vă place și vreți să veniți în continuare la lumea SOPPC, există două opțiuni de abonament pentru care puteți vorbi cu prietenii noștri care vă așteaptă la ușă și cred că merită. Acum vom lua o scurtă pauză de 12-15 minute. Vă reamintesc că sunt puse la bătaie două sticle de vin, deci vă recomand să luați legătura cu speakerul, da? Să vorbiți, să puneți întrebări, să criticați, să comentați și având în vedere că urmează prezentarea mea, să înjurați. Ne vedem pe pauză!